Sărut mâinile, doamnelor și domnișoarelor, bun găsit, domnilor, sunteți la arenasport.ro, mii de mulțumiri că faceți acest lucru. Așa cum spunem noi de fiecare dată, cel puțin asta ne este intenția, aici încercăm să prezentăm evenimentele sportive un picuț altfel. Fără să-mi iau perie nouă despre invitatul nostru de astăzi, sau în prezentarea invitatului nostru de astăzi, am putea vorbi între 5 și 10 minute fără să ne repetăm, dar spun doar atât, ne-am văzut la emisiuni înregistrate, ne-am văzut la emisiuni live, ne-am văzut la podcast-uri, am vorbit pe telefon. Și tot ne-a mai rămas vreo 2-3 vieți de povestit despre sport. Așadar, fără niciun fel de altă introducere, Sensei Florentin Marinescu, bine ați venit și bine mulțumit. Bine v-am găsit, bună dimineața tuturor. M-am gândit dacă merge domnul Sensei Florentin Marinescu. Nu merge. Nu. Și prea multă păi domnie strică oricum. Sensei Florentin, bine ați venit. Întrebarea de bunicuț de Cismigiu, ce mai faceți? Nu că nu ne-am mai vorbit de mult, dar măcar oamenii să afle... Acum bine, am trecut printr-o gripă ca toți ceilalți, printr-o genul ăsta de gripe care ne bântuie. Am stat liniștit acasă, am mai scris câte ceva și acum mi-am reluat activitatea, am avut adunare generală cu federația, antrenamentele pe care le fac în fiecare zi, treburile pe care de obicei le fac și pe care caut să le fac permanent. Vă duceți la antrenamente fără niciun fel de probleme? Da, adică da, n-ați da. Mai redus nimic? Nu. Am redus ca timpi. Pentru că, sigur, acum ani de zile, mulți în urmă, făceam și 8 ore de antrenament pe zi. Acum am redus puțin toată povestea. 8 ore făceați? 8 ore, da. Cred că peste 10 ore. Și acum le-ați redus la 6 sau la cât? Nu. La 6 jumate. Jumate, 2 e deja bine. 2 ore înseamnă foarte mult. Dacă le faci serios. Dar ce ați fi fost? V-ați gândit vreodată dacă nu v-ați fi dus la judo? Dacă nu mă duceam la judo, făcut? Nu știu, probabil că eram, nu știu, lăcătuși mecanic, abar n-am ce. Ei, tot în sport făceați ceva. Nu știu dacă neapărat în sport, pentru că probabil că aș fi făcut, dar echilibrul ăsta extraordinar mi l-au dat artele marțiale. Și faptul că am învățat foarte, foarte repede lucrurile de bază din artele marțiale, dintre care cel mai important e cel care spune că trebuie să întorci, cum spunea Jigoro Kano, cel care, mă rog, a inventat acesta, e un fel de a zice, oricum l-a pus la punct judoul, și care spunea că trebuie să întorci societății din ce ai primit. Și asta am învățat-o de mic și am încercat totdeauna ca și eu, la rândul meu, să întorc tot timpul și acum fac același lucru. De foarte multe ori țin, adică de obicei fac pro bono ore, antrenamente și de toate. Deci asta nu e numai un logo, așa, o axiomă, nu, pentru că am auzit la foarte mulți mari sportivi, domnule, vreau să întorc tot ceea ce mi-a dat sportul mie. Ei, cei care spun treaba asta, deja e meritoriu că o spun. Apoi, dacă o și fac, este deja extraordinar. Da. Dar mulți spun pentru că e foarte frumos. Sunt foarte multe lucruri extraordinare de frumoase spuse de înaintașii noștri pe care noi le spunem, dar nu le facem. Povestea este dacă le facem sau nu le facem. Ori eu am căutat chiar să le fac. Unde suntem acum cu sportul? Că bănuiesc că ați auzit întrebarea asta. Suntem morți de tot? Respirăm? Suntem coma asistată? Adică, sensei, o luăm de la școală 2 ore de educație fizică la gimnaziu și una la liceu. Una, de acolo plecăm. Deci acolo discutăm. Și acolo avem scutiri că suntem bolnavi de hepatită, nu numai, suflu sistolic. Avem, în primul rând, sistemul în sine care nu funcționează în școala aceea cu oră de care vorbim. Profesorii sunt și ei în felul lor sătui de toată povestea care nu funcționează și atunci îi lasă pe elevi să facă în principiu ce vor. În mare parte, dacă mergem așa și vizităm multe școli împreună, vom constata că, spre exemplu, în ora de sport, foarte mulți continuă activitatea pe telefoane, de exemplu. Sau 6 ore pe zi tinerii din ziua de astăzi, 6 ore pe rețelele de socializare. Este incredibil, așa este. Aproape că nici nu știi și ei când mai mănâncă. Este dușmanul cel mai mare la ora actuală al sportului, pentru că vorbim de sport, este dușmanul cel mai mare al sportului, al educației fizice, sportului care există în lume. Dar invers n-ar putea să ne ajute să luăm ceva bun din el? Adică numai... Nu, pentru că nu ne interesează. Totul funcționează numai în ideea, numai dacă ar fi un sistem. Și dacă am avea, în primul rând, ca orice, mai vorbeam de mai multe ori noi atunci când discutăm despre sport, că totul trebuie să plece și asta este clar. Japonezii zic treaba asta. Totul trebuie să plece de aici. După aceea aici,
și după aceea aici. Ori noi de obicei suntem aici, dacă putem e bine, dacă nu putem, asta e, pe de o parte, iar pe de altă parte aici nu mai există. Asta este problema majoră. Pentru că guvernanții, de exemplu, în decursul anilor, în cei 34 de ani, niciodată n-au considerat sportul ca fiind o prioritate. Ca fiind o prioritate al guvernării, al ceea ce își doresc să facă. De 34 de ani. În momentul în care nu consider că este o prioritate, nu înțelegi, de fapt, fenomenul. Pentru că sunt trei lucruri care trebuie obligatoriu făcute de cei pe care tu îi alegi să te conducă, cărora le dai din banii tăi pe care îi muncești, dai țării, niște bani care sunt folosiți de către cei pe care i-ai ales, stabilesc ei cum se folosesc banii ăștia, iar tu îi dai ca cele trei lucruri să funcționeze. Ele sunt așa, educația fizică și sportul, fără de care nu se poate face nimic la nivel de nație. După aceea vorbim de educația academică, deci de învățământ și de tot ce se întâmplă. Sunt cele două lucruri foarte importante. Și toată povestea asta, mai departe, este pe sănătate, care reprezintă sectorul ăsta de medicină. Astea ar trebui ca statul să ți le dea gratis, să te oblige chiar să le faci, ca să fii sănătos, să fii normal, să umbli normal pe stradă și de departe. Astea sunt cele trei lucruri pe care nu mai există, efectiv. La noi nu mai există. Noi vorbim de sport. Care sport? Unde sport? Și atunci, iertați-mă, ceea ce se petrece acum, vorbind de miracole, adică un Popovici, chiar o Simona Halep, care astăzi, da, noi o să dăm emisiunea joi, dar astăzi, marți, în momentul în care înregistrăm, ea revine pe teren. Avem vreo 100 de sportivi plus sau minus calificați la Jocurile Olimpice și avem și o națională de fotbal mare, calificat acolo, și chiar băieții ăștia mai tinerei, under 21, au oarece șanse. Deci discutăm de... Astea sunt miracole sau cum le catalogăm? Minuni? Nu, este normal să se întâmple, pentru că sportul fascinează, în primul rând, prin ideea de a ajunge a face ceva. Sportul nu mai este o îndeletnicire pe care omul o face știind că îi aduce în primul și în primul rând sănătate. Pentru că dacă discutăm despre educație fizică și sport, cum ar trebui să discute tot timpul și nu numai despre sport, pentru că sportul înseamnă doar o mică parte din toată povestea asta. Dar noi discutăm de ceea ce înseamnă educația fizică și sportul în ansamblu întreg. Trebuie să plecăm de la ideea că primele lucruri pe care mi le aduce educația fizică și sportul nu au nicio legătură cu partea de spectacol, pentru că competiția sportivă de care discutăm noi acum este spectacol. Nu este altceva. Noi discutăm de sănătate, de igienă, de interrelaționare. Discutăm de cu totul alte lucruri în sport. Pentru asta fac mai întâi sport. Să crești sănătos. Păi nu mai sunt șotroanele. Dau un exemplu. Șotronul ăla, cum era, săreau oamenii și așa sară. Bătătorul de covoare, unde trăgeai la poartă. Dar am zis de șotron de ce? Pentru că suntem în situația în care 90% dintre toți copiii care există la ora actuală, dintre toți, nu știu să sară pe două picioare, nu știu să împingă în două picioare. Ori la șotronul am învățat măcar să sar de pe un picior, pe altul, pe amândouă, pe unul. Mă întorceam, făceam tot felul de chestii care erau toate legate numai de partea aceasta de biomecanica pe care ar trebui încet, încet fiecare să o stăpânească, pentru că așa este natural, așa este normal. Dar știți ce ar spune vorba celor de la Divertis? E paradoxal. Pe vremea dinainte de 1980, nu existau atât de multe, știu ce o să spuneți, că nu existau nici atât de multe posibilități de recreere, și atunci, dar existau puține cluburi raportat la ceea ce se întâmplă acum. Acum s-au deschis multe particule, atunci puteai să te duci la, nu știu, poate 5, 10... Poate că una dintre marile greșeli care s-au făcut este exact treaba aceasta. Pentru că în condițiile în care au deschis cluburi particulare, trebuie să stabilesc că există foarte mulți oameni care nu au posibilitatea să ajungă la ele. Clubul particular înseamnă niște cheltuieli în plus. Corect. Pe cheltuielile de unde? Sunt oameni care de-abia au ce să le dea copiilor să mănânce acasă. Discutăm să le mai dea în plus, să mai facă ce. Pentru asta ți-ar trebui, în primul rând, o educație. Ție, ca părinte, să știi că trebuie ca copilul tău să facă mișcare. E obligatorie mișcarea. Pentru că corpul, dacă nu este sănătos, nici mintea nu poate să fie sănătoasă. Și asta cât s-a schimbat? Atât de mult ne-am schimbat așa ca societate? Așa s-a schimbat de mult, exact, societatea. Că dumneavoastră gândeați așa, fiul dumneavoastră cu siguranță gândește la fel. Da. Unde se schimbă treaba? Unde ne-am pierdut? Cu cei care, după părerea mea, este faptul că de 34 de ani
ce se întâmplă înainte, pentru că am discutat de înainte și după, da. După evenimente. Bun, înainte totul era pe o singură stradă, totul. Toate organizațiile, toate cluburile, toți străgeau mergând pe aceeași stradă. Au apărut străzile astea laterale, la ora actuală, particulare și de care discutăm. Ei trag pentru ei. Pe cum e posibil tu la ora actuală să ai, să dau un exemplu, discutăm de legea sportului, care este o lege depășită cu mult și nu în favoarea țării, nu în favoarea populației. Este o lege care stabilește despre sport câteva relații și atât. Cum este posibil, de exemplu, să am cluburi municipale în care banii contribuabilului se ducă direct într-un club municipal care îmi ține o grămadă de străini angajați, în vreme ce românii nu fac sport la nivel de cluburile normale. Deci nu reușesc să aduc copiilor țării diverse locuri unde să vină, să-i aduc să facă sport, pentru că nu le am. O grămadă de baze sportive s-au desființat, au fost făcute tot felul de ciudățenii pe ele. Sunt terenuri extraordinar de multe. Dacă cineva s-ar ocupa serios de problema aceasta, ne-am cutremurat toți ce s-a putut. Numai în București, o grămadă de baze sportive sunt altceva. Au apărut blocuri, au fost date, luate în primul rând chipurile pentru sport și încet au fost deturnate și băgate în altă parte. Păi unde mai fac copiii? Înainte găseai o grămadă de lăsând la o parte, cealaltă parte, educația care exista, faptul că făceai sport pentru că știai că făcând sport odată erai trimis, erai obligat să faci, fiindcă sunt etape, în prima etapă nimeni nu face din plăcere. Și atunci, decât să mă duc la tot felul de concerte ciudate și la tot felul de manifestații în astea și manifestări ale tinerilor de astăzi, te oblig să te duci mai întâi să faci sport. Și ai să faci sport o perioadă, după care ai să constați că te simți bine, că te simți extraordinar făcând sport. Și pe urmă poți să nu te mai oblig, că ai să te obligi tu și ai să obligi pe ceilalți de lângă tine treaba asta. Da? Trebuie să ne gândim că, de exemplu, suntem la ora actuală, părinții copiilor de astăzi sunt cei care au fost scutiți de educația fizică ieri. Nu ne gândim la treaba asta. Și la rândul lor vor face la fel. Au apărut telefoanele în plus, au apărut o grămadă de prostii pe care sunt de dimineață până seara. Bun, dar dumneavoastră ce vă doreați? Vă aduceți aminte că la dumneavoastră e un caz un pic mai special în sensul că artele marțiale, sporturile de... nu sunt ca sporturile de echipă. Acolo e clar, domnul jucător vrea să plece de la o echipă de provincie la una cunoscută, da? Nu neapărat din București, erau și Craiova și Timișoara și Clujul, Iași și așa mai departe. Probabil un transfer în străinătate, dacă se putea, nu? Și o echipă națională și bani mai mulți. Adică e în ordinea firească, nu? Dumneavoastră ce vă doreați atunci? Sunteți la 12-13 ani, să spunem. Sau... Nu, era... Trece prin niște etape. În primul rând că atunci când erai foarte, foarte mic, foarte tânăr, îți doreai ca în sportul, ca în ceea ce faci să fii bun. Aveai repere, aveai oameni la care te gândeai, existau permanent exemple de... A zis cuvânt magic, iertați-mă, reperele astea mai sunt azi? Nu. Nu, și cu atât mai mult cu cât am deturnat toată ideea de sport. Spre exemplu, pentru noi faptul că, nu știu, ai fost campion mondial sau olimpic este deja un super reper în ceea ce privește comportamentul tău ulterior în societate. Adică eu te iau pe tine, tu ai ieșit campion, nu știu, mondial la ce vrei și eu din momentul ăla te iau și îți dau tot felul de funcții sau te împing în diverse poziții în care tu n-ai să poți face față. Pentru că nu ai cum să faci. Indiferent. Doar pentru că ai fost... te cunoaște lumea, deschizi o ușă când te-ai dus, uite-l pe cine e. Și jos pălăria. După care, după 20 de vorbe, nu mai ești ăla. N-ai pregătirea pentru treaba aia. N-ai necesară. Tu poți face cu totul altceva, pentru că nimeni... De ce trebuie neapărat ca orice campion din sport, că asta am și spus, pe lanțul ăsta al pregătirii pe care îl faci și al ideii de a te perfecționa... Competiția sportivă este ultima. Competiția sportivă este spectacolul în sine. Dar este ultima, nu este asta scopul. Noi am deturnat toată povestea asta pentru noi și discuțiile care le faci cu o grămadă de oameni care zic că sunt din sport, sunt legate numai de treaba asta. Dar, domnule, trebuie să luăm neapărat medalii, trebuie să... Nu! Medaliile trebuie să apară firesc. Păi și câți gândesc așa ca dumneavoastră? Nu știu câți gândesc, probabil că sunt foarte puțini. Și de aia... Păi de aia nu funcționează, dar nici nu te întreabă nimeni.
Pentru că în momentul în care vii și spui, domnule, nu este corect, hai să gândim pentru țară. Am mai vorbit odată noi, cred că v-am mai povestit, o chestie care este foarte importantă. Mă rog, eu am avut cu Franța o relație bună, că mi-am dat până al 5-lea dan acolo, asta se știe. Și știam... Deci, și stat mult acolo. Am stat și destul de mult. Cunoșteam pe toată lumea și la un moment dat, acum câțiva ani în urmă, a trebuit să merg pentru o problemă în Franța și am stat o perioadă. E, în perioada aia am zis, dacă tot sunt aici, hai să mă uit și eu puțin, să văd ce schimbări s-au mai făcut prin sport, cine cu cine, cum era, ce știam. Și m-am dus prin federație. Aveam prieteni, m-au primit, am văzut, am stat de vorbă cu toată lumea asta bună din sport. Și Romat mi-a atras atenția o chestiune care e foarte importantă. Legea sportului în Franța este o carte așa de groasă. Atât. Atât de groasă este. Se numește Codul Sportului din Franța. Dar e atât, e un cod. La noi legea sportului are, nu știu, 27 de pagini sau cât are. Nu-i de râs, știu, deci, da. Dintr-o dată discutăm despre două chestii diferite. Pe urmă, citeam și asta m-a frapat și de asta o și povestesc, că cel care îi aduc amendamente tot timpul din 5 ani, 6 ani la codul respectiv și e logic să fie așa. Se aduc amendamente tot timpul pentru că se schimbă o grămadă de lucruri. Bun. La unele renunță, bagă altceva nou, schimbă. Și povestea cel care a fost ultimul care a făcut toată povestea asta, a adus amendamentele. Și el a povestea și asta m-a frapat. A zis, în data de nu știu care, zice, m-a chemat președintele, m-a prezentat la președintele țării. Deci președintele țării l-a chemat, da? Și care mi-a trasat această problemă. Serios? Da, băi, schimbă... Extraordinar. Schimbă asta, dă-i drumul. Zice, primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi aleg echipa cu care voi face treaba asta. Echipă în care fiecare participant al echipei, fiecare component al echipei trebuia să aibă două, obligatoriu, două calități. Unu, să fie expert în domeniu. Păi vorbind de expertiză, la noi fiecare crede că este expert în orice domeniu. Noi dacă avem acum 1000 de ingineri și o să discutăm, o să constatăm că cel puțin 999 sunt experți. Dar asta se întâmplă la noi. Sigur că în altă parte din aia 1000, probabil că unul sau doi sunt experți. Mai sunt niște specialiști și restul sunt ingineri normali. Și el spune, în primul rând, omul trebuia să fie expert în domeniu. Și a doua chestiune, și asta m-a frapat total, a zis, zice, și foarte important, trebuia să fie patriot. Pentru că legea sportului, care este o lege care se adresează nației în sine, trebuie să fie pentru patrie, din patriotism. Omul care o face, nu o face pentru un grupuleț de oameni, pentru o șmecherie care se rezolvă într-un anumit moment, ci o face pentru țară, o face pentru populație, o face ca populația să beneficieze de ceva. Ori chestia asta nu se vede la noi de nici, păi nu, absolut noi facem deloc. Mișto. Asta e termenul, sună de pe stadion, facem mișto de legea asta cu Under 21, cu jucătorii români care sigur, trebuie să vă bășcălie, el bagă un minut, îl scoate, el cu tare, să se uite, să cronometreze. Exact, exact. Gata, noi exact ne batem joc de toate poveștile astea care sunt extraordinare de importante, care sunt gândite de niște oameni, care au fost puse în practică. Păi mă uit, nu pot să cred și au putut să facă vecinii noștri unguri în 15 ani. În 15 ani. Au calificat la aproape toate lucrurile. Se bat deja la... Vor să câștige anul ăsta neapărat polo. Vor să câștige, să iasă olimpici la polo. La... Adică, cum să spun, pentru ei, faptul că merg la Jocurile Olimpice și să câștige este o chestiune normală, pentru că 15 ani s-a tras să se facă stadioane, săli și așa mai departe. Pentru că concepțional, noi luăm numai ce ni se pare nouă, zice, domnule, au început să se uite pe niște sporturi și pare le împing în față. Nu e adevărat, pentru că nu poți să împingi, lasă populația țării să decidă ce își dorește să facă. Tu dă-le posibilitatea să facă. Pentru că dacă în România mâine apar 10.000 de muzicieni, ce faci? Îi obligi să facă altceva, să facă... Ce le dai? Deci n-ai cum, lasă oamenii să facă ce... Tu doar oferă-le, spune, uite, există paleta asta. Alegeți.
Și tu te duci și încerci. Cum era odată, că asta făceai. Te duceai, mi-amintesc Palatul Pionierilor, mi-amintesc, se duceau toți și făceau diverse, intrau în secția, nu-i plăcea, pleca dincolo, pleca și la mamă, îi plăcea ceva, rămânea acolo. Și se dezvolta în problema respectivă. Așa este și cu sportul. Și atunci e normal să facem tot timpul referire la ce se întâmplă atunci? Păi facem referire... O discuție cu noastră clar către asta duce. Păi da, dar noi o facem referire asta sperând că păi factorii tot o facem de ani știu, de zile. Știu, tot știu. O facem... De 34 de ani o facem. Da. E frumoasă așa ca poveste. Sperând că la un moment dat... Știu, dar... E a treia parte dintr-un secol. E foarte frumos. Da. E foarte frumos spus. Este frumoasă ca poveste. Dar la un moment dat, o facem permanent în ideea și în speranța pe care o avem în fiecare clipă că oamenii aceștia care decid la un moment dat soarta acestei țări vor înțelege că e o poveste frumoasă. Ei nu știu nici măcar că este o poveste frumoasă. Pe vremea noastră toate erau povești frumoase? Nu erau. Nu, dar povestea este că, de-aia spuneam, exista o coerență, pentru că era o singură stradă. Toate cluburile trăgeau către aceeași, în aceeași parte. Toată lumea mergea învățământul, tot mergeau pe aceeași cale. Nu erau 70.000 de străduțe pe care eu le-am oferit tocmai în ideea ca fiecare să-și aleagă ce mai ușor sau să nu-și aleagă nimic, ca să se prefacă. Păi, eu pot să stau niște ani de zile și să vin să zic, nu-mi place asta, nu-mi place aia, nu-mi place aia, nu-mi place aia. Eu pot să fac o grămadă de lucruri la ora actuală cu ce mi se oferă, dar sport, mai puțin sport. Bun, sunt și astăzi sportivi, exact cum spuneți noastră, care fac din plăcere sportul respectiv, cum făcea și dumneavoastră. Foarte puțin. Doreați să deveniți mai bun. Și după aia? Ce vă doreați următorul pas care era? Sigur, eu am ajuns, făcând arte marțiale, este de la, înțeles sau nu înțelegi de la început, că, spre exemplu, japonezii spun tot timpul, întrecerea este o întrecere cu tine însuți. Până la întrecerea Da, cu aia nu te treci niciodată cu nimeni. La un moment dat, dacă ajungi la o confruntare cu cineva, tu o să dai cei mai buni din tine, pentru că tu ai o anumită valoare. Tu ești la nivelul ăsta, aici ești. Nu înseamnă că dacă mă întâlnesc cu cineva, o să fiu aici. Că nu se poate, nu, salturile astea nu există. Pot avea o zi mai bună sau mai rea, dar maximum posibil este nivelul ăsta, mai mult nu. Tocmai asta este ideea pe care o spun japonezii, că întrecerea fiind o întrecere cu tine însuți, să-ți dorești ca astăzi să fii mai bun ca ieri și mâine mai bun ca astăzi. Și atunci, sigur că dacă eu sunt etalon și mă știu ca etalon, mă pot privi și pot să încerc să mă depășesc. Trebuie să fac ceva astăzi când mă culc noaptea, închid ochii și înainte să adorm mă întreb, am făcut ceva în plus astăzi? Am mai șlefuit ceva? Asta am mai spune și ceva? Copiilor de la sală? E sigur că asta spun, eu asta spun și tot timpul. Și ei înțeleg? E o diferență? Mult mai, puțin, mult mai puțin decât înțelegeau înainte. Și vă doare treaba asta? Când asta mă doare foarte vedeți mult. Vedeți live ce se petrece, e în direct, nu sunt, dacă, astea nu mai sunt povești. Mai țin ore și sportivilor, mai țin ore pe diverse locuri și îmi displace total că trebuie să încep cu, obligatoriu să încep prin a le spune, dragilor, haideți să stăm o oră fără să deschidem telefoanele. Da. Cu asta se începe orice oră, la ora actuală. Putem să pentru stăm că, o oră pentru că dacă, fără? Nu, să... nu, nu. Pentru că m-am dus, spre exemplu, ceva timp în urmă, susținea cineva o teză de doctorat. Susțineam doctorat și am fost invitat. Și numai lume bună. Numai lume bună. Deci de asta mă să nu-mi ziceți că și acolo toți. Da, da. În timp la ce el, o teză de doctorat. În timp ce el susținea teza de doctorat, 30% dintre ei, 30% stau pe telefon și făceau altceva. Și sunt oameni, toți de acolo, erau, zici, titrați, nivel și așa de departe. Și atunci discutăm despre ce. Când îți vine orice copil, prima chestie cauți să înțeleagă, să-l faci să înțeleagă, înainte să înțeleagă tehnica, înainte să înțeleagă lucrurile esențiale ale educației fizice și sportului, îl faci să înțeleagă că sunt lucruri care sunt nocive și cu care dacă va intra, nu va ajunge niciodată să facă performanță. Noastră când ați ajuns în fața celor de la Steaua, clar nu existau, că toată lumea știe că Steaua a putut să facă performanțe și grație pregătirii de care a avut parte cu dumneavoastră. Corect? Vorbim de Steaua dinainte de 1989. Ce le-ați spus atunci? Adică, bun, bună ziua, bună ziua. Acum știu, acum sună ciudat că v-ați schimbat discursul, hai să lăsăm telefonul mobil. Da, dar nu, atunci le-am spus, hai să lăsăm metehnele, hai să lăsăm lucrurile rele pe care le avem, hai să nu ne mai poreclim. Hai să nu mai vorbim urât unii cu ceilalți. Dumneavoastră de știu exemplu. Că mi-ați povestit că ați fost primul care ați cerut să nu mai existe porecle. Da.
Și oamenii și au ei înțelegeau, pentru că e greu de, vă dați seama că e greu de crezut. În pentru... momentul în care toți cei care sunt în, într-un staff impun un lucru, el încet, 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 încet se va face. Dar toți trebuie să facă, pentru că dacă unul dintre antrenori e suficient să-i spună, lasă-mă că ce spune ăla are legătură cu noi, în momentul ăla s-a terminat cu... Și de ce ați gândit asta fără poreclă? Păi, nu numai că am gândit, este logic, fiindcă dacă noi doi vom sta, suntem împreună și eu sunt mai puternic și o să zic o poreclă care sigur nu-ți va conveni. Da. Da? Tu ai să o accepți, pentru că nu ai ce să faci. Dar mă vei boicota pentru că subconștientul tău va fi tot timpul răzvrătit împotriva mea. Relația între mine și tine nu poate să fie o relație corectă atâta vreme cât eu spun niște lucruri urâte ție. Când am să spun, eu știu cum în fotbal asta cu să moară mama sau să moară măta, era un compliment pe care și-l făceau între ei. Păi cum să spui, să spui să moară mama? Ce care compliment. Păi discutăm despre ce? Discutăm despre poveștile astea. Bun, dar veneați cu tot o altă pregătire. Că noastră ați înțeles că vă duceați totul la niște fotbaliști fără a vrea să-i, Doamne ferește, să jignim. Nu. Veneați cu tot o altă pregătire, exact. Da? Un om din lumea artelor marțiale, cu filozofie japoneză, da. Cu cineva care gândea, băi, eu trebuie întâi să lupt cu mine și după aia voi așa, corect. Mergeați aici unde era totul, domnule, păi trebuie să-i bate mine cu 1-0 sau să dăm un gol mai mult sau ca ei. Sau să-i lăsăm să ne bată, că așa sau era să-i bine. Lăsăm să... Bun. Și deci, dintr-o dată, trebuie să scap de toate problemele astea și de aia cu hai să-i lăsăm. Nu există, da. Hai să-i lăsăm. Te duci? Ați prins și din astea? Ați prins și din astea. În țara asta am prins de tot. Și cum se împăca? Cum se împăcau gândurile în capul dumneavoastră? Păi nu, și amintesc în 85 și iarnă la Forban, atunci am fost prezentat și eram cu Enei Iordănescu. Avem și poze, da, și pozele. Cu tot stafful. Avem și poze, nu, avem și da. Și cu, avem și... cu loții. Și cealaltă poză e cu oamenii pe care îi spuneați. Bun, și v-a prezentat? Da, dacă o să vă uitați, eu am venit, uite, cu chestia care e pe piept, cu karateul, cu arta marțială. Așa ați venit. Și așa am rămas totdeauna. Eu am venit din artele marțiale, tocmai că cu problemele care nu există, care nu se mai respectă în alte lucruri. Pentru că fiecare lucru este, sau fiecare, mai să spunem, chestie pe care o facem, fotbal și tot, nelednicile astea, sunt activități pe care le facem. Ele trebuie făcute la fel, cu seriozitate, cu disciplină. Și cum vă primi fotbaliștii? Că asta contează cu reticență, enorm, evident. Ca ei să înțeleagă cei care ne privesc. Cu reticență, numai că discuția este și ei spun. Numai din ideea aia, povestioara aia mică pe care o am spus-o eu, toată lumea înțelege cum s-a întâmplat. În prima etapă, în primele săptămâni, deci prima mea cerință a fost că nimeni nu vorbește în timpul antrenamentului, ceea ce nu există în sport și astăzi toată lumea vorbește, toată lumea. Prima mea cerință și oriunde am trecut, și pe urmă la basket, rugby și așa departe. Da. Deci niciodată nimeni n-a vorbit. În timp ce ne pregătim, nu stăm de vorbă între noi, nu discutăm alte lucruri, pentru că în momentul în care am venit să ne pregătim, ne pregătim exact așa cum vom fi într-o altă etapă, când suntem în acea competiție directă cu adversarul. Pregătirea se face la fel. Nu înseamnă că dacă eu am să trag cu pușca în aer, în sus și nu știu unde, în momentul în care aș merge la război, aș putea să trag în cineva. N-am să-l ochez, n-am să pot să trag în el, oricât aș vrea de mult, oricât aș dori, oricât aș zice eu în momentul ăla că vreau. Și putea să-i spuneți unui Bombescu, dau exemplu, sau Iovan, sau deci, Lăcătuș. Pentru că în momentul în care am venit, asta era ideea, în primele două săptămâni au făcut tot, fără vorbă, fără nimica, am încercat prin Lăcătuș ușor să facă ceea ce făceau, în sensul că Lăcătuș la un moment dat în prima săptămână
se prevăcea că nu face... Le-am explicat că fiecare exercițiu se face foarte, în primul rând, cu mintea acolo, cu un anumit tip de respirație. Corect, foarte corect, nu doar așa îl facem și atât. Și oamenii încet, încet au învățat și s-au simțit bine și pe urmă au făcut foarte serios treaba asta. Dar în prima etapă, sigur că nu erau de acord, că nu erau obișnuiți, cum nu sunt nici astăzi. Majoritatea obișnuiți cu treaba asta. Și atunci, faptul că și asta este povestioara, eu mă dezbrăcam, trăgeam puțin de timp în vestiar, era vestiarul antrenorului și vestiarul echipei. Și mă mișcam mai încet, mă prefăceam că mă îmbrac mai greu, tocmai ca să las timp necesar să ducă primii antrenorii să se bage, să ajungă între sportivi, să ajungă în vestiar. Și ajungea Enei și cu Iordănescu și tot ce aveau să spună, supărările lor, le spuneau lui Enei. Eu auzeam, evident, toată treaba, că era un singur perete, ne despărțea. Și mi-amintesc și acum, când, din nefericire, Lăcă era, el e un cel mai inimos dintre toți au fost. Adică, din punct de vedere sufletesc, mi se pare de departe ca fiind șeful tuturor. Dar era guraliv, era foarte tânăr și atunci ăștia mai experimentați, mai șmecheri, mai trecuți prin fotbal și prin viață, îl foloseau. Și îl puneau pe el să sară. Și el era, parcă mi-am amintit și acum, începea Enei să spună, zice, dragilor, zice, începem astăzi, ca de obicei, începem cu o ședință pe care o să o țină domnul profesor Florentin Marinescu și mi-a gata, sau... Bă, Naemi, bă, iar facem, iar, ce e, Naemi? Și Naemi spunea următoarea treabă, zice, bă, băieți, eu vă înțeleg că și eu am făcut fotbal, dar dacă e ordin. Bună și asta. Deci asta vreau să înțelegeți. Da. Eu am fost, am făcut tot ce s-a făcut, că a fost ordin. Nu am făcut treaba asta ca o acceptat. Oamenii nu acceptă. Oamenii în lumea asta trebuie să ai cumva o posibilitate să-i obligi. Și asta înseamnă, mă rog, frica de a nu primi bani, de a nu face nu știu ce. Deci trebuie să existe undeva o chestiune în care să te obligi ca o perioadă să faci lucruri bune pentru tine. Pe urmă să înțelegi că lucrurile alea, uite, sunt bune ajută... și începi să le faci singur și să te simți bine, din ce în ce mai bine, din ce în ce mai bine și atunci le faci. De ce n-aș mai... Dar până ajungi să le faci, dacă cumva n-aș avea cumva posibilitatea să te oblig să le faci și nu le faci pentru că așa ești obișnuit să nu le faci, niciodată n-ai să ajungi în situația în care te vei simți bine și vei face lucrurile respective. Corect. Asta este legenda cu ei făceau 100 de abdomene și când ați plecat dumneavoastră sau în timpul dumneavoastră acolo făceau 800? Nu făceau 100 de abdomene. În fotbalul românesc cei care făceau 30 de abdomene pe săptămână deci erau... Deci m-am dus departe eu cu 100. Mult. Care făceau 30 pe săptămână erau tare. Serios? Dar bineînțeles, așa cum fotbaliștii fac câteva sute pe lună. Păi dacă porții 30 la 7, le dau 4 abdomene pe zi. Pe același lucru se face și cu alte repetări de exerciții. Deci 30 pe săptămână. Da. Și păi, când asta se făceau numai atunci când făceau pregătirea aia fizică, pentru că existau o zi, pe vremuri. Era o zi de pregătire... Pentru că noi suntem deschizători de drumuri în toate poveștile astea. Noi suntem primii care am făcut în lume, după noi s-au luat-o și ei la și acum fac toate echipele, au preparatori fizici și așa departe. Dar suntem primii care am făcut treaba asta în lume. Nu existau. Ca și la noi, că noi am luat, evident, exemplul celor de afară, ca și la noi cel care făcea pregătirea fizică era antrenorul secund. Niciodată. Nu, adică antrenorul secund făcea încălzire, făcea aia, îi spunea dă-i drumul aia, ia că alergați. Alergau, stau de vorbă, de mâncare, de fete, de ce vrei tu. Și de departe, deci, o parte din antrenament discutam de gagici. Socializam. După care mai dădeam de trei ori mici, mai trecem la poartă puțin, ziceam, gata, hai să plecăm acasă. Și noi treceam pe sub duș, puf, și plecăm acasă. Nu așa de la acest sport. Când discutăm, pentru că discuția nici măcar... De asta spun că nici legea și nimic nu funcționează ca lumea. Pentru că ar trebui să se știe, de exemplu, majoritatea în România vorbesc 99% dintre, poate chiar mai mult, dintre cei care sunt în domeniul ăsta, mă reîntorc la Steaua din momentul ăla, în domeniul ăsta vorbesc, nici măcar nu știu că nu există sport profesionist. Nu există sport profesionist, există oameni care sunt profesioniști, sportivii sunt profesioniști sau amatori. Sportul e la fel. Felul în care îl tratez, în care duc o anumită viață, este cea care, zicem noi, ar fi o viață de sportiv profesionist.
Pentru că el, profesionist înseamnă că, eu în povestea respectivă o fac ca o profesie, e o muncă pe care o fac. Duceți departe rău cu toată stima. Da, da, să știi, știu dacă, dacă vrem să ajungem... Mă culc, că trebuie să mă culc, că nu trebuie să beau alcool, că trebuie să am grijă sănătatea mea. Asta e discuția. E atâta cartea, vorba dumneavoastră. Asta e discuția, pentru că în condițiile în care eu, de exemplu, beau seara... nu știu, 10 pahare, dau un exemplu, că am fost la, niște prieteni, nu știu ce, și a trebuit să beau. Am băut, bun, am băut mai multe pahare. Trebuie să am în mine posibilitatea ca mâine dimineață, când vin la tine la antrenament, să fac tot ce îmi spui perfect, cu mintea normală, dorind să fac și așa departe. Au fost sportivi care au, și în fotbal, sunt mai mulți care au putut să bea seara și a doua zi îi omorau pe toți ceilalți. Adică... Acuz răutăcios un pic. Toată lumea poate să facă treaba asta în afară de noi, românii? Nu, oamenii afară... Păi, alții nu... Oamenii pentru că... Nu știu, colombienii, social, peruanii, da, habar n-am, pentru că social... Nu, o parte din ele oricum... Reușesc, pentru că social când... sunt împinși, pentru că viața este asta, în momentul în care el s-a născut și este amărât total, total, total. Și vede că merge... Am văzut un interviu dat de... Făcând o mică paranteză de Belodedici, care e o persoană absolut senzațională, înțelegând tot felul de lucruri și din fotbalul românesc oricum este cel mai titrat, ca să zic, nu există peste el nimeni. Și spunea de toate problemele astea când era mic și trebuia să meargă cu vaca la nu știu ce sau trăia și trăgea de timp să meargă repede să ia mingea, să joace cu ea, să dea minge. Felul în care s-a dus în viață este clar că a plecat de undeva de jos, de unde dacă ar fi rămas, acolo rămânea. Și a ajuns Belodedici, cel pe care îl vedem. Păi da, dar nu s-a dezvoltat. Toate cuvintele astea, răbdare, orgoliu, voință... Nu există fără asta. Nu știu dacă neapărat orgoliu. Mândrie. Orgoliu este mândrie, partea corect, alaltă. Mândrie, voință... Păi astea sunt lucruri pe care le avem toți, numai că trebuie dezvoltate. Păi cine să le mai insufle? Le insuflă... Cine? Părinții plecați în Spania, no, ambii. Știu, n-are cine. Lăsați cu bunica de 70 de ani doar ca să... Se insuflă în prima etapă, așa se fac, sunt momente în diverse societăți în care treaba nu mai funcționează de niciun fel. Și atunci când vine o conducere deșteaptă, o conducere care înțelege treaba asta, care înțelege că chiar până și un sclav trebuie să fie sănătos. Ce bună, să poată să tragă. Păi să poată să tragă, de altfel... Bun, dar cei de la Steaua a fost ordin. Bun, am înțeles, dar discuțiile pe care le-am avut cu toți cei de acolo din Steaua 86 au spus, domnule, la un moment dat a început să intervine respectul față de Florentin Marinescu. Păi da, pentru că... Adică la început a fost, da, să trăiți. Câte trebuie să facem? Da, da. Așa da, era, nu? Da, și au făcut și încet... Păi, nu, și ultima chestiune, atunci când discutam cu ei, pe 7 sau 8 ianuarie, nu mai știu cât a fost, când am început, din momentul ăla, din 85 a început toată povestea asta, eu le-am spus, mă rog, că sunt un om al dialogului, că îmi place foarte, foarte mult să vorbesc cu oricare și oricând, orice au nevoie, stăm de vorbă, dar că spre deosebire de ei, eu mai am ceva în plus. Sunt specialist în arte marțială. Deci discuția a fost foarte, foarte clară. Ce bună e asta! Este exact aia care... Hai ca să ne înțelege, eu sunt specialist de arte marțiale. E clară treaba, adică discuția e că n-ajungem să ne tragem de șireturi sau de ceva. Ne respectăm, putem să avem un sentiment de... bine, de dragoste agape n-ajungem, că e mult prea elevat, dar putem să ne respectăm și să... ne apreciem unii pe ceilalți, fiecare pentru ce face. Dar v-ați dus la fotbal unde oricum firul era întins rău de tot elasticul, nu? Că ei se duceau, alergau numai prin zăpezi, așa, și ați mai venit și dumneavoastră cu... Păi nu, ei n-ați venit cu desfătare. Ei alergau, dar numai că până am venit eu s-a făcut... Da, heirupistic, așa. Mai printre copaci, mai stat acolo și întors fără, mai prefăcându-se că ajunge nu știu unde, mai... Deci e complicat. Fenomenul Steaua este... Ce s-a întâmplat atunci s-a întâmplat pentru că domnul Valentin Ceaușescu este cel care a venit și a coagulat toată povestea asta datorită lui. Toți ceilalți au avut au început să simtă respect și frică, evident, dar respect, plecând de la ideea asta, încet a devenit un respect al tuturor celor care participau. Eu
De exemplu, sunt întrebat de multe ori, domnule, cât crezi tu, contribuția ta? Da, cât la sută? Cât la sută? Că așa e, asta e întrebarea. Da. Și întotdeauna am spus 100%. Și bineînțeles că interlocutorul se uită și da, cum stă și ceilalți ce au făcut. Domnii din imagine. De exemplu, domnii din imagine, fiecare a făcut 100%. Da, da, asta nu ziceți. Se înțelege. Da. Pentru că fiecare și-a făcut treaba. Asta este normal, ați fi tentat să spuneți 20%, păi, 15%. Da, poți să spui chiar pe ansamblu. Da, da, înțeleg ce ziceți. Nu, ai făcut 100% pentru că fiecare dintre cei pe care îi vedem aici, fiecare a făcut 100%. Fiecare dintre ele a făcut 100%. Până și cei care erau, omul care se ocupa de pantofi, de să-i pingelească sau să-i aranjeze, a făcut 100%. Bugătarul, 100%. Fiecare, corect, fiecare. Corect. Noi asta nu înțelegem, că numai așa se poate ajunge la un rezultat extraordinar. Noi discutăm de, cum am spus și ca ultimă chestie, spectacole, competiția sportivă, de diverse niveluri. Ori, ca să ajung la chestia asta, trebuie ca cei care merg către zona respectivă să aibă același tip de educație sau să meargă pe aceleași principii. Nu știu cum merg. Acolo de frică, tot. De ce e. Dar dacă nu mergi pe ele, n-ai cum să faci. Pentru că dacă toți fac serios și respiră și nu știu ce, și doi fac... prefăcându-se că fac, da, s-a terminat, nu mai e echipă. Echipa trebuie... Mi-ați ridicat mingea la fileu, iertați-mă. Domnul Iordănescu făcea serios ca să poată să joace într-o finală de Cupa Euro? De... Știați de treaba asta? Da, bineînțeles că se băga... Nu intri într-o finală de Cupa Campionilor. Eu sunt cel care l-am convins pe domnul Valentin Ceaușescu că Puiu poate să joace oricând în orice serios? Echipă oriunde. Deci eu am făcut câteva chestii la Steaua care nu se știu că eu am fost în spatele acestor probleme, dar pe care le-am făcut. De exemplu, mie mi-a displăcut extraordinar de mult, el mi-a plăcut foarte tare, cel mai mult, dar mi-a displăcut faptul că am fost obligat ca poate pe cel mai bun pasator din România din toate timpurile să trag să fie scos de la Steaua. De Petcu, zic. Fane Petcu. Era magnific, el l-a făcut pe Lăcătuș la început și pe o grăbadă. Lovea mingea cu stângul, cu dreptul, interior, exterior, făcea de toate. Știa să ajungă, dădea exact unde traiectorii, minge. Extraordinar. Deci așa mare a fost. Extraordinar. Așa se spune. Domnule, dar avea problema aceea în care nu că ar fi băut, că nu asta era deranjant. Faptul că bea, dar după aceea ea smuțea pe toți ceilalți să... împotriva conducerii care... Asta ar fi să făcea păruca de găină. Păi cum? Adică pe mine găină pe mână. Că s-au dus seara și au băut 3 pahare în plus, fiecare face ce vrea, e treaba fiecare. Dacă așa consideră el, se simte bine și a doua zi muncește și la meci muncește și își face treaba, e treaba fiecare. Mă uit la englezi. Englezi ce nu sunt? Nu, beau. Beau. Și uite ce fotbal fac. Uite la ce nivel joacă. Păi mai glumim noi că Grealish, după ce a luat Liga Campionilor, au luat-o într-o sâmbătă sau într-o duminică, el joia următoare era tot în shortul de la... Era în același short. El nu se schimbase, că nu apucase să... Da? Între timp, aia mai erau cu o berică ceva, dar el era cu o sticlă de șampanie, de aici cături de 100 de milioane. Da. Asta e, de fapt, discuția. Adică putem închide ochii? Da. Putem închide ochii. Păi da, închis pentru că asta face parte din viața lui. Atâta vreme cât în viața lui chestia asta e o treabă care nu strică produsul pe care îl dă, de ce să mă deranjeze? Este exact ca și cum cineva este un sculptor și sculptează și la un moment dat se duce și bea o sticlă de whisky. Și se întoarce și vede treaba lui, face perfect. Ce să-i zic, bă, n-ai voie să bei, nu mai bea. De ce? Deci aici n-a fost ceva la noroc sau nu la noroc să vă jucați, să vă hazardați. Se știa sigur că într-o finală de Liga Campionilor, de Cupa Campionilor Europeni, cum era pe atunci, domnul Iordănescu ar putea juca. Da, nu. Că un minut, 3-5, asta... Pentru că el juca tot timpul la sfârșitul... Se băga tot timpul la joc. Și l-am văzut ce ușor jucat, de-a pasă, era ca toți ceilalți, adică n-avea niciun fel de treabă. Și atunci am spus lui Valentin, de mai multe ori, și păi, când a intrat, s-a văzut. Și Valentin a zis, da, jucă 40 de minute. Și Valentin a zis, uite, asta e o idee. A vorbit cu domnul Alexandrescu, care la fel, un super, super președinte de club de fotbal. Mai vorbiți cu dumnealui, de exemplu, nu e chestie de cancan, dacă Valentin? Ne puteți spune, da. Păi, n-am mai vorbit de ieri. Serios? Bineînțeles.
Păi cum să nu vorbești? Nu, întrebăm. Sunt ani de zile, când eu am ajuns la sala în 85, deja domnul Valentin Ceaușescu era, cred că în perioada aia deja era al treilea dan în karate. Ne vedem în fiecare zi, din 72 ne-am tot văzut, adică eu așa am ajuns la Steaua. Pentru că 10 danul ăsta ce înseamnă un Everest? Pentru noi cei care nu ne pricepem, cât e de sus? Pentru că, iertați-mă, am văzut că se dă numai post-mortem, dumneavoastră l-aveți în viață. 10 ani? Nu? E o glumă măcăbruță, așa, dar... Pe asta le-am spus și eu atunci când au venit președinții de federații. Că da, fost... da, știu cum a fost. Da, și au venit, atunci ne-a spus, zic, insinuați ceva, e vreo chestie cu... au văzut toți. Bună asta, și, da. Cât e de ca, nu, ca noi este, să înțelegem... este maximum posibil. Depinde cine ți-i dă, mă rog, ce organizație ți-i dă, cât de fastoasă e sau cât de mare sau cât de... pentru că sunt și oameni care își dau un 3, adică e simplu, eu îți dau ție o diplomă, tu îmi dai mie o diplomă, le dăm împreună. Da, la deastră nu e cazul. Nu, dar... da, am înțeles ce spuneți. Cum i-am dat totdeauna ca povestioare, exemplu, apropo de Dani, că există variantele astea de da Dani. Ion îi dă lui Ion, adică el lui, da, personal. Dom'le, sunt atâția. Așa consider eu. Da, că... mi-am făcut diplomă, mi-am făcut, da. Bun, asta da, e una. Deci variantă. Pe urmă, da. Vasile îi dă lui Ion. Deja e altcineva, da, care îi dă. Începe prea mare. Începe să... da? Pe urmă există Vasile, Gheorghe, Ștefan și nu știu cine îi dau lui Ion. Deci deja suntem în zona unei federații. Când o federație, deja începe să apară chestia asta care e corectă și... e altceva. Da. Apoi există Federația Internațională, mai mare, care poate să-ți dea danul. Și atunci deja... ne mai jucăm. Începem deja să vorbim de altceva. La mine a fost prima dată în lume când trei federații, cele mai mari federații care există în lume de jiu-jitsu, împreună au făcut o diplomă, au fost de acord cu chestia asta, m-au trecut deși fiecare. Deși Vasile și Gheorghe și... toți au fost de acord că... și Coste. Da, 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 da. Dar după aia, să zicem, ați terminat cu... aici iarăși o chestie pe care vă rog să ne explicați. Ați terminat cu fotbalul. Cum v-ați pupat cu rugby-ul sau cu alte domenii? Atât de simplu să... adică chestia asta cu pregătirea e aceeași? Nu, se schimbă, nu? Nu, schimb. Fotbalul nu, e una... nu, nu. Tot ceea ce înseamnă lucrurile de bază pe care există într-o pregătire sunt valabile în orice. Și dacă mâine mă duc să predau unor tâmplari, le predau baza la fel. Corect. N-are nicio legătură cu chestia asta. Sigur că și cu tâmplarul amat o să-l învăț să respire. O să spui, bă, dar ce dracu că la... nu, trebuie să respire bine, trebuie să respire... să... crește producția în condițiile în care respiră mai bine. Da? Da. Deci baza e aceeași. Baza e aceeași. Pe urmă, în funcție de pregătirea pe care o ai și de menirea pe care o ai, pentru că nu toți sunt în stare să facă treaba asta, este clar. Poți să înveți, toți pot învăța din cărți aceleași lucruri. Felul în care te exprimi și în care îl faci pe om să înțeleagă și în care îți dai seama ce are nevoie sunt diferite. Acolo e partea aia diferită de când discutăm de antrenori. Pentru că toți spun, dom'le, în fond toți antrenorii fac același tip de școală. Care e diferența? Diferența pleacă mai întâi de la educația primară pe care a avut-o antrenorul ăla când a fost mic, când a fost când a plecat la drum. Când a plecat și continuând din acel moment cu tot ceea ce a făcut în viață, cum a reușit el personal să-și pună o grămadă de haine frumoase ca să-și ară și ție să spui haine frumoase. Pe altfel, cum vrei să discutăm despre ce? Când eu îți vorbesc ca pe stradă, pe urmă cert ca tu să vorbești elevat. În fotbalul de azi mai găsiți domn cu haine frumoase? Să vă îmbrăcați și dumneavoastră frumos și să vă duceți să purtați o discuție? Nu, în fotbal de astăzi nu. Ați putea să vă duceți la o echipă? Să spunem că nu dăm numai, numai în condiții. Să vă sune o echipă de primă divizie, de exemplu. Nu ar merge, pentru că ar trebui ca eu, în primul rând, că n-aș mai merge în poziția în care am fost. Aș merge dacă aș merge la un lot de ceva, da. Cum s-a și întâmplat ulterior să... pentru că am avut și un noroc, am și cerut,
anumite lucruri care s-au, așa s-au făcut. De exemplu, nimeni nu se bagă când fac un antrenament pe tipul de antrenament pe care îl fac. Că nu mă interesa că ești principal, nu, nu, ești, nu mă interesa. Eu îmi fac treaba mea, ești nemulțumit, stăm de vorbă de nemulțumire și eu plec dacă cumva treaba nu funcționează. Eu plec fără să avem discuții. Dar nu-mi spui tu ce tip de antrenament să fac. Pe atunci nu mai mă lua pe mine, ia-l pe oricine vrei tu. Cum să mă chepe? Ați putea face asta astăzi? Nu, e greu de tot. E greu pentru că echipele care s-au format, aceste echipe și tehnice și, hai să spunem, pe prietenie, toate sunt pe prietenie. Lucrurile serioase în lumea asta nu se fac pe prietenii. Prieteniile pot apărea în condițiile în care am făcut lucruri serioase. Dacă noi facem lucruri serioase, putem deveni prieteni. Invers, dar dacă suntem prieteni, nu o să facem niciodată lucruri serioase. Pentru că pe prietenia cu care ne întâlnim noi, râdem, glumim, transformăm totul în altceva. Fără să vrem. Exact. Și în momentul ăla s-a terminat discuția. Bun, dar a venit și Neuber, de exemplu, cu Reghe, că am în primul descălecat la Steaua și aia alergau mai tare decât cu Chelsea. De ce zic ăștia la ora actuală că luau corcodușe și așa departe? Că erau corcodușe galbene și nu erau corcodușe roșii. Erau galbene, nu erau roșii și de aia nu știau ăștia că ei se uitau după corcodușe verzi. Nu. E complicat. Nu e vorba numai de pregătire fizică, că eu am făcut în primul rând pregătire psihofizică. Permanent. E diferență. E o mare diferență ca de la cer la pământ. Da? De exemplu, cu lotul național de polo, cu care iar am avut o performanță extraordinară. Locul 4. În Europa. Serbia. Da, exact. Serbia, atunci, în 2006. Când puteam să-mi luăm medalie și tocmai pentru că n-a existat o coeziune la nivelul conducerii s-a luat. Când aud asta, deci, deci puteam să luăm, știți, e foarte greu de înțeles. Puteam să luăm. Și știu și băieții erau extraordinari și erau motivați și erau fabuloși băieții, numai că întotdeauna noi ne supărăm unii pe alții, adică în momentul în care suntem amândoi antrenori, eu dacă sunt principal și scriu ziarele că uite, se vede contribuția ta, de exemplu, gata. Din momentul ăla eu te-am terminat cu tine, poți să faci tu ce vrei tu. Din momentul ăla te boicotez, încerc cu jucătorii, pentru că jucătorii ascultă mai mult de mine în ultimă instanță, fiindcă eu sunt ăla care fac statele de plată. Incredibil. Deci până să ne bată adversarul... Ne batem noi între noi. Asta ne este. Șuntăm noi. Pentru că ego-ul nostru este așa de mare încât nu înțelegem că plecând la un drum nu mai există ego. Noi dacă plecăm, urcăm acum în barcă și cu încă trei în barcă, trebuie să nu mai avem ego. Nu mai contează cine dă la vâzlă, cine țipă, cine doarme, cine nu contează. Hai să facem lucru bun și să ajungem la țărm. Haideți să facem împreună. Bun, apropo de lucru bun, că n-am cum să ocolesc întrebarea asta. Nu disecăm cazul Halep, ce s-a întâmplat acolo. Dar după un an și jumătate, mai poți reveni la nivelul la care ai fost? Eu nu cred că se mai poate. Pentru că asta este întrebarea. Nu. Întrebarea este... Părerea mea personală este că va juca, sigur că joacă tenis, pentru că a fost o valoare și pentru că... Nu se uită asta. Și că... orice valoare rămâne valoare. Oricare dintre... Năstase și acum, dacă pune mâna pe rachetă, tot lovește bine tot. Deci, valoarea rămâne. Problema este că nu mai ești băgat în... Există un anumit moment și apa te duce și dacă ești acolo, noți și te duce mai departe și mai departe până unde te-a dus apa. Bun, dacă ai ieșit din apă și ai stat la soare mai mult decât trebuie, când ai intrat, începe deja să fie o problemă. Sunteți mentorul meu, eu am încredere în dumneavoastră. Cât de departe merg cu încrederea asta? Depinde de rezultatele pe care le ai, pentru că aici e întrebarea, nu? Câtă încredere ai avut? Depinde, păi nu e vorba de acum te referi direct la caz, da. La caz. Eu nici nu știu noi dacă, de afară așa sunt închimiți. Noi așa vedem, nu știm niciodată ce s-a întâmplat și e urât să spunem și lucruri extraordinar de frumoase. Și partea da. Pentru că ori spui, domnule, las că nu trebuia să fie, n-avea de ce să... Și vorbești urât de ea și găsești niște argumente. De ce a lăsat echipa cu care a început și cu care juca extraordinar și departe? De ce a făcut aia? Găsești o grămadă de argumente. Sau vii pe partea cealaltă și spui, domnule, e o fată extraordinară, a fost păcălită, a fost... Și asta este exagerat. Ori problemele de acolo sunt greu de metrizat. Ne împărțim în două tabere. Corect. Este inutile. An olimpic.
nu v-ați mai băga la nicio disciplină, am dat fotbalul deoparte. Nu știu, vine cineva care, vorbesc foarte serios, privește acum emisiunea, spune, domnule, noi am avea nevoie de serviciile dumnealui. Poate nu să veniți asta, dar vă mai sună lumea? Sincer. Deci nu din domeniul dumneavoastră. Țin legătura, nu în arte marțiale, și în artele marțiale. Acolo s-a ajuns la fel ca în toate celelalte în aceea zonă. Schimbăm două vorbe și de arte marțiale, că da, e important. Nu, pe partea cealaltă nu, n-am primit, primesc telefoane și vorbesc tot timpul cu tot felul de foști elevi, de mă sună o grămadă, mă întreabă diverse lucruri. Dar nu de actualitate. Dar de actualitate, ca să faci cu un anumit lot, nu, pe de-o parte. Pe de altă parte, asta și spuneam, schimbările sunt radicale ca manifestare, ca tot asta nu se pot face decât în zona olimpiadei, nu a jocurilor olimpice. Da, dacă adică tu, a timpului scurs. Dacă o faci 4 ani de zile, poți să ajungi undeva acolo. Acum degeaba le spui ce. Poți să influențezi puțin psihologic vorbind, făcând puțină respirație, puțin psihologic, puțin mai influențez puțin pozitiv, fără discuție, influențez problema asta, dar la ce bun? Pentru că mi-aminteam că am spus că la întrebarea spuneam că există o bază pe care o faci cu, apropo de pregătire. Dar după aceea eu, de exemplu, m-am uitat, am stat și, bineînțeles, știi, în sporturile respective, dar de fiecare dată m-am uitat ce fac oamenii la antrenament, cum fac. Și asta mi-a adus mie două lucruri importante. Unu, să îi înțeleg pe fiecare, să-mi dau seama de capacitatea fiecăruia, de concentrare, de înțelegerea momentului, de implicare și multe, multe, multe alte lucruri, astfel încât când i-am avut elevi, am știut ce să cer fiecăruia sau unde să umblu, pe de-o parte. Iar pe de altă parte m-am uitat, din punct de vedere biomecanic, ce au nevoie mai mult decât în pregătirea fizică vorbesc. Și atunci am făcut pregătire fizică generală, baza aia de care vorbim, dar pe lângă aia am făcut lucruri care erau legate de partea de care ai nevoie strict, că ai nevoie. Cu basketul am făcut anumite exerciții pe care nu le-am făcut cu aia, cu rugby-ul la fel, cu el la fel, cu el la fel. Da. Pentru că nu lucrez cu, de exemplu, cu polo. Același lucru cu handbalul, de exemplu. Deși fac aceeași mișcare. Unii sunt în apă, plecând măcar. Mai venit, păcate, puține minute și mi-a zis că trebuie să vorbim puțin și despre artele marțiale. S-au schimbat. Da, s-au schimbat. Și acolo, la dumneavoastră? Da, da. Artele marțiale. Că le vedeți văzând cu ochii. Pentru că același lucru care s-a întâmplat în sport, sunt o grămadă de oameni neaveniți, oameni care au apărut și care au fost împinși către puterea și către decizie. Sunt oameni care s-au implicat în tot felul de relații, în tot felul de lucruri, cu tot felul de oameni care nu proveneau artelor marțiale. Este și motivul pentru care la ora actuală extraordinar de mult spun, domnule, eu nu fac artă marțială, eu fac sport marțial. Eu fac, de exemplu, karate 2. A, că nu mai este artă, e sport. Da. Ori discuția este că nu poți să faci, tu pleci de la artă marțială, care se face o viață întreagă, și poți face și bucățica de sport, care înseamnă doar partea competițională sportivă. Dar sunt o chestie diferită. Sunt cam multe federații. Sunt foarte multe și, în primul rând, niciodată cei care au condus, dar niciodată cei care au condus sportul românesc, nu au vrut să asculte părerea celor care chiar știu domeniul. Deci permanent au chemat tot felul de băieței care le-au spus în funcție de interese, s-au făcut grupulețe de interese, s-au călcat legi în picioare, s-au făcut tot felul de hai să spun, aranjamente, să nu spun șmecherii. Da. Și, dar nu spre binele, nimeni n-a gândit, de exemplu, pentru că vorbim de arte marțiale, că arta marțială este mai mult decât partea asta pe care o vedem sport. Arta marțială înseamnă pregătirea omului pentru viață, înseamnă pregătirea omului pentru apărarea patriei, înseamnă o grămadă de alte lucruri. Artele marțiale fac parte din tot ceea ce înseamnă sporturile acestea tehnico-aplicative. Pentru că, de exemplu, primul sport care ar trebui să fie în România, absolut tot să-l facă, dar absolut tot să-l facă, toți, în momentul în care vorbim de educație fizică, sport, cu asta ar trebui să înceapă cu absolut toți copiii să noate. Și al doilea, să facă atletism.
ai făcut astea două, poți merge mai departe cu orice. Dar le-ai făcut pe astea două, înseamnă că primul sport, de ce? Pentru că notul este tot tehnico-aplicativ. Dacă tot și să, acum mii și mii de ani, câți ani vrem noi înainte, oamenii învățau să note, pentru că știau că așa supraviețuiesc. Deci plecăm la not, că este și o dezvoltare fizică extraordinară și pentru că supraviețuim. Sunt două chestii da. Care par diferite, dar care sunt foarte importante pentru societate. Așa e și arta marțială. Fac artă marțială nu pentru numai să dau doi pumni și trei picioare, ci cum fac artă marțială. Exact, fac artă marțială să mă dezvolt corect. S-a ajuns la campionate mondiale din astea, chiar îmi place extraordinar de mult, știu că sunt mulți, multora le sună rău în ureche, dar ca denumire mi se pare cea mai aproape de realitate, cum spun francezii la lucrurile astea care sunt aiurea, spun bidon. Și așa sunt o grămadă de campionate mondiale, bidon și așa o grămadă de chestii, nu? Pentru că unul dintre confrații pe care i-ai, nu mai știu care dintre ei, dar deștept, foarte deștept, a zis o chestie extraordinară, zice, în România, la fiecare scară de bloc, e cel puțin un campion mondial în arte marțiale. Extraordinar. Da, bună. Promiteți-mi că veniți odată când aveți timp să discutăm numai despre asta. Despre artele promit marțiale. Că vin să vorbim când despre... puteți, când aveți nu, vreme. Promit că veniți să vorbim de arte marțiale, dar serios. Da. Și promit încă o treabă pe care... Vedeți că rămâne registrat. Pe care vreau să o discutăm. Să o discutăm și să o facem. Să vorbim puțin despre sport în general, nu despre fotbal, nu. Corect. Despre sport, ce sunt. Exact ce am început să discutăm astăzi, de fapt, de ce nu funcționează? De ce am ajuns păi în situația trebuie asta? Trei zile, patru. Bă, hai trebuie. Să o facem în două emisiuni, hai să facem cumva, nu știu, condensăm, discutăm, dar sunt lucruri de discutat care nu se discută de 34 de ani. Corect. Nimeni nu le discută, nimeni nu le aduce în fața opiniei publice și oamenii încep încet, încet să nu mai știe despre ce este vorba. De ce suntem aici? Corect. Pentru că prima întrebare a fost, sportul e mort sau mai... Da, mai e coma asistată sau da? Că de aici plecăm. Și eu am să spun, nici măcar nu știu dacă e în coma asistată sau nu. Se pare că e în coma asistată și așteptăm ca ea să vadă dacă mai trăiește. Să scoată ea și să vadă dacă mai trăiește. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi. Știți cu ce vreau să închei? Cu faptul că în cască mi s-a spus că Bondarul, faimosul Bondar Radu Abrahamescu, făcea 1000 de abdomene legate. E adevărat? Da. Bagă în ele? Da. Nu. Toți, discuția este că și el 1000. Da. Păi mi-e greu să și număr 1, deci 2. Deci majoritatea 3. De la Steaua făceau 1000, majoritatea la un antrenament? Da. Nu săptămânal. Nu, în fiecare zi. În 1000. 1000. Tot deci Steaua fotbal făcea 1000 de abdomene. Basketul făcea 1000 de abdomene. Basketul, vorbesc de Steaua, da. Sau de lotul național la, de copii, de aia mai mici, făceau la fel. Eu știu, rugby-ul, păi, când te duci la o echipă și faci 1000 de abdomene tu și ei văd că poți să faci fără probleme 1000 de abdomene, cum să le e rușine? 1000. 1000. Asta înseamnă 25 de minute de abdomen continuu. 20-25 de minute, depinde în ce ritm faci. Haideți numai, că unii dintre noi poate mai ține ceva. Mii de mulțumiri, Sensei, că ați fost alături. Eu mulțumesc pentru Sensei Florentin Marinescu și oricând aici, când vreți să discutăm, numai dumneavoastră să aveți timp, vreo 3-4 zile. Nu una singură și nu o oră. Promit să dorm 2-3 nopți exact. Continuu. Exact. 2-3 zile și după aceea să vin să stăm 4 zile corect. Zi și noapte da. Să vorbim. Au fost doi care au murit vorbind păi despre nu, sport. Nu, dar dacă tot am vorbit de Bondaru, de corect. Celebru Bondaru. Da, acolo se lungește și mai mult. Păi tocmai asta zic, îl invităm și pe el și atunci putem lungi ca lumea treaba asta. Nu terminăm niciodată. Mii de mulțumiri că ați fost alături eu de noi. Eu mulțumesc foarte mult. Dragi prieteni, mii de mulțumiri și vouă. Ați fost la arenasport.ro. Ne vedem. Ca de fiecare dată pe sport.ro, dar și pe Voio. Până data viitoare, voio.ro. Până data viitoare, mii de mulțumiri, toate cele bune, la revedere!